Bună seara, bine v-am găsit! Suntem la Scenă Deschisă, sunt Florin Negruțiu. Invitatul meu din această seară este scriitorul Mircea Cărtărescu. Bună seara, bine ați venit! Vă spun și eu bună seara și celor care ne urmăresc în momentul acesta și mă bucur foarte mult pentru invitație. Vă mulțumesc mult! Nu ne-am mai văzut de multă vreme, a trecut o pandemie peste noi. Între timp mi-ați dat înainte de emisiune și o veste care m-a bulversat. Mircea Cărtărescu este proaspăt pensionar. Nu mai predați la litere, v-ați dedicat scrisului. Da, m-am pensionat nu pentru că am vrut eu acest lucru, ci pentru că așa este legea la 65 de ani, dar într-un fel mi se pare ok, sunt resemnat cu lucrul acesta, pentru că într-adevăr încep să simt nevoia să am mai mult timp pentru mine, pentru viața mea și pentru proiectele mele, firește. Vă vedeți la 66 de ani, Mircea Cărtărescu, purul tânăr, înfășurat în pixeli? Nu am nicio problemă, mă simt foarte bine, sper să dau speranțe tuturor din punctul ăsta de vedere, atâta vreme cât ești sănătos și cât ai pentru ce trăi, cât ai proiecte, cât ai o viață frumoasă și bună, nu e niciun fel de problemă în legătură cu vârsta. Vârsta nici nu se simte. În ultimii 2 ani ați scris aproape în fiecare zi, cu mici pauze, iar la finalul acestui an, evenimentul editorial al anului este romanul Teodoros, pe care l-ați trimis la editură, ați dat bun de tipar, 600 de pagini are acest roman. Primul meu roman adevărat, spuneați? Da, Veacul meu de singurătate? Pentru mine nu este niciun fel de diferență aici. Eu nu scriu de 2 ani de zile aproape zilnic, ci de 50 de ani, în care nu știu să fi avut o pauză de o săptămână de scris, măcar jurnalul și tot mi l-am scris în fiecare zi aproape, așa încât a scrie pentru mine nu e nimic deosebit, este viața mea însăși. Am scris Teodoros cam la 30 de ani după ce mi-a venit ideea de a-l scrie, pentru că trebuind eu să predau la universitate epoca anilor 1850-1900, eu am predat de altfel toate epocile la universitate, de la perioada medievală până la ultimii debutanți, mi-au căzut sub ochi paginile unui prozator extraordinar și destul de ignorat la noi, care este memorialistul Ion Ghica, între care o povestire care se numește chiar Teodoros. În această povestire apare personajul meu, personajul pe care eu îl dezvolt acum în acest roman. În scrisorile către Vasile Alexandri, către Vasile Alexandri apare acesta. Teodoros. Acest Teodoros a existat în realitate. Firește, nu personajul meu, ci prototipul său. El a existat în realitate, a fost o slugă la curtea tatălui lui Ion Ghica, la Ghergani, unde era conacul ghiculeștilor și, din câte înțeleg și astăzi, Ghergani este un loc care merită să fie vizitat turistic. Și acolo acest tânăr, Teodoros, fiul unei grecoaice și al unui român, amândoi servitori ai lui Ion Ghica, a trăit până la 19 ani, fiind el însuși o slugă în casa ghiculeștilor. De la 19 ani a dispărut cu desăvârșire. Asta povestește Ion Ghica. Nu s-a mai știut nimic despre el. Se pare că mama lui din când în când a mai primit câte o scrisoare de la el. Iar apoi, când Ion Ghica a mers la Londra ca diplomat al nostru acolo, a făcut cercetări în arhive la British Museum și acolo a găsit scrisori ale unui împărat al Abisiniei, adică al Etiopiei, către regina Victoria. Scrisori care i-au atras atenția pentru că i s-a părut lui formulele de introducere și de încheiere ale scrisorilor ar fi fost tipic românești. Adică
maestate, regină, aflați despre mine că sunt sănătos, ceea ce vă doresc și domniei voastre, și așa mai departe. Și se terminau, fie ca îngerii din ceruri să vă țină în paza lor, etc. Și atunci el s-a gândit, dacă nu cumva acest tânăr care a dispărut la 19 ani, prin cine știe ce întorsături ale sorții, a devenit însuși împăratul abisinian, care firește că a existat în realitate, a fost o mare personalitate istorică, Tevodros al II-lea, cel care la 1850-1870 a luptat împotriva englezilor, a purtat niște bătălii, între care o mare bătălie la Magdala, în care s-a și sinucis cu un pistol pe care i l-a dăruit regina Victoria și care figurează și pe coperta cărții mele. Domnule Cărtărescu, de ce acest roman este diferit de ce ați scris până acum? Într-un fel, în anunțul pe care l-ați făcut pe Facebook, înțelegem că este altceva. Când spuneți este viacul meu de singurătate, trimiteți la, evident, la Marquez. Da. Dar are o țesătură narrativă diferită, mai densă decât ce ați scris până acum. Firește, această expresie trebuie luată cum grano salis, nu va fi veacul de singurătate, care este o capodoperă inimitabilă a lui Gabriel García Márquez, dar este veacul meu de singurătate. În interiorul modestei mele opere, acest roman are ceva într-adevăr special. Nu este foarte special, pentru că eu am mai scris despre zona răsăriteană a lumii, în Levantul. Levantul este poemul răsăritului Europei, care cuprinde și Valahia, cuprinde Balcanii, cuprinde arhipelagul grecesc și așa mai departe. O lume asemănătoare oarecum este și în acest roman. Însă acest roman are ceva special, pentru că aici eu n-am mai ținut seama de nicio limită a fanteziei. Deci aici eu am încercat să-mi ies din propria mea umbră, ca să spun așa, să-mi ies din propria mea piele. Am încercat să fac un roman obiectivat. Celelalte romane ale mele sunt, cum spuneam Nicolae Manolescu cu o expresie, musteau de subiectivitate. Erau romane foarte subiective, aproape poeme, și Orbitor și Solenoid, niște romane uriașe din punct de vedere al numărului de pagini. Orbitor are 1400 de pagini, Solenoid are 900 de pagini. Erau romane ale eului, romane ale vieții mele interioare. Ei, acest roman Teodoros nu părăsește cu totul ideea de viața mea, pentru că până la urmă Madame Bovary se moa, nu? Și Teodoros este într-un fel o proiectare cu binele și cu răul din el, a mea însumi, dar povestea lui nu este și povestea mea. Povestea lui este o poveste obiectivă, este povestea unui om care trăiește în câteva lumi foarte speciale și foarte diferite, înșirându-le ca niște mărgele pe ață. Este o poveste picarescă, într-un fel. Este povestea unui om care trece prin aventuri. Aventuri și reale, în lumea ce se vede cu ochii, dar și într-o lume imaginară și fantastică. Deci este o poveste, spuneți o poveste mai mult decât în alte, romane. Sunt foarte curios cum va primi critica romanul dumneavoastră, criticii dumneavoastră, despre care spuneați că veghează la puritatea mea ca frații corsican la fecioria surorilor, pentru că eu sunt într-un fel ca popa din sat, nu? Toți au voie să păcătuiască, mai puțin eu. Ați păcătuit mult în romanul ăsta, domnule Cărtărescu? Vedeți, opinia criticii nu mă preocupă foarte tare. Critica nu mai este ce a fost, fără nicio îndoială. Critica nu mai are puterea din vremea lui Manolescu și a recent răposatului Simion, sau a lui Mircea Martin, sau a atâtor critici, Ion Pop și atâția alții, atâți critici care erau un fel de etaloane pe vremuri ale literaturii noastre. Astăzi literatura noastră este oarecum slobodă de critică. Se dezvoltă oarecum sălbatic, și în bine și în rău, aș spune eu, și nu prea mai ține seama de acești
să zicem, îndrumătorii culturali care sunt critici, acești, știu eu, arhitecți ai edificiului literar. Nu, acum literatura este pentru oameni. Este pentru oameni, este pentru cititori, nimeni nu mai poate prevedea dacă o carte va avea succes sau nu. Eu sper ca ea să ajungă la cât mai mulți cititori. Eu sunt primul meu cititor, fără îndoială, și pot să spun că sunt lucruri care mi-au ieșit în această carte. Sunt foarte fericit că am scris-o, mă bucur foarte tare și cred că va avea un public mult mai mare și la noi și peste tot și în lume decât cărțile mele precedente. În Theodorus există o sămânță, de fapt, de roman de largă circulație, ca să spun așa. Nu pentru iubitorii de literatură înaltă, ci pentru toată lumea. Există în el zeci de povești intersectate, povești de toate felurile, povești eroice, povești de dragoste, foarte multe, povești fantastice, povești, știu eu, miraculoase, de toate felurile. Deci este un roman mult mai accesibil decât celelalte cărți ale mele. Pe mine m-ați convins, o să-mi iau liber, uite, o să le spun șefilor mei că-mi iau liber în decembrie o săptămână ca să citesc această carte pe care ați scris-o în ultimii 2 ani. Pentru că aminteați de criticii dumneavoastră și l-aminteați pe Eugen Simion, un critic care nu v-a prea iubit, vă numea un scriitor de succes. Dar asta în sens peiorativ, într-un fel. Eu am avut o poveste întreagă cu Eugen Simion. În facultate, Eugen Simion mă iubea foarte tare. Eram preferatul lui dintre toți studenții din perioada respectivă. Am condus cercul de critică al lui în facultate. M-a luat la caiete critice. Prima mea slujbă în lumea culturală a fost redactor la caiete critice, care era condus de Eugen Simion. Și pe urmă ce s-a întâmplat? Și pe urmă s-a întâmplat ceva. Eugen Simion a mers prea mult cu FSN-ul pentru gustul meu și ne-am despărțit de la chestiunea asta politică. Eugen Simion a mers cu FSN-ul, cu PSD-ul și așa mai departe, până la capăt, aș spune eu, pe când eu sunt un liberal, eu n-am treabă cu această zonă, mă rog, socialist coruptă, cu liniuță, așa aș spune eu, a politicii noastre. Așa încât m-am despărțit politic de Simion, ca și de alții oameni de cultură din epoca aceea, pentru că nu puteam merge alături de el pe linia pe care el a mers mai târziu. Și n-am regretat niciodată, pentru că, la fel ca alți critici ai epocii, Simion a decăzut, după părerea mea, după 89. El a fost un foarte bun și critic, și profesor, și îndrumător, de fapt. Pentru că noi asta așteptam de la profesorii noștri, și de la Manolescu, și de la Simion, și așa mai departe. Așteptam o îndrumare în direcție liberală și democratică. Ceea ce în timpul lui Ceaușescu ei făceau. Ei nu erau apropiați de cercurile puterii atunci, dimpotrivă. Dar după aceea lucrurile s-au schimbat foarte tare. Așa încât eu am preferat să mă izolez, să învăț singur de treabă și să merg mai departe pe propriile mele picioare. Când spunea că sunteți un scriitor de succes, voia să sublinieze în aparte că succesul nu înseamnă neapărat și valoare? Da, Simion inițial a scris extraordinar de pozitiv despre mine în Scriitor Român de Azi, volumul 4, unde scrie despre toți obzeciștii. Iar apoi n-a mai revenit pentru că a intervenit această ruptură între noi și el n-a mai scris despre mine. N-a mai scris, nici negativ n-a mai scris despre mine, dar într-adevăr la câte o luare de cuvânt, așa spunea și Mircea Cărtărescu, autor de succes. Asta era formula lui, prin care voia să spună că știu eu, de la De ce iubim femeile încolo, de la cărțile mele care au fost bestsellers, eu aș fi dat-o pe o literatură din asta mai de consum, ceea ce era o mare, mare prostie. Dar aici lucrurile sunt complicate, pentru că nu toți autorii fără succes sunt foarte buni și nu toți autorii de succes sunt slabi. Este o dialectică a sociologiei literare aici.
scriitor de mare succes este și Erich Emanuel Schmidt, de pildă, dar și Márquez, dar și Vargas Llosa, dar și scriitori care sunt cu adevărat foarte mari și foarte puternici literar. Pe dumneavoastră, ce tip de succes vă interesează? Nu mă interesează niciun tip de succes. Niciun tip de succes. Nu înțeleg acest cuvânt. Este un cuvânt pe care l-aș numi parșiv. Este un cuvânt care face mai mult rău decât bine. Într-adevăr, Simion știa că folosirea cuvântului succes în privința mea este o armă și că el m-ar putea răni cu această armă. Pentru că la noi succesul este privit ca un lucru vulgar, ceea ce și este în bună parte. Succesul, în general, adăpostește un eșec, așa cum și eșecul poate duce la succes câteodată. Cuvântul însuși, succes, este specios. Este specios, mie nu-mi place absolut deloc și nu am scris niciodată gândindu-mă la ceea ce alții consideră a fi succes, adică a publicat foarte multe exemplare dintr-o carte, la a avea cronici foarte bune, la a lua premii literare și așa mai departe. Aceste lucruri sunt parafernalii ale vieții literare și țin de jocul literar, nu țin de literatura propriu-zisă, care e singura care mă interesează. În același timp, imaginea asta romantică a scriitorului izolat în turnul lui de Fildeș, care scrie în cămăruța lui cu sacoul ros în coate, cu vata în urechi, nu? Este o imagine departe de realitate. Este singura reală, după părerea mea. Serios? Este singura reală. Singurii scriitori pe care eu îi respect au fost de acest fel. Au fost scriitori care au scris din propria lor substanță interioară. Nu e niciun fel de secret că știu eu, autorul pe care eu îl prețuiesc cel mai mult și cu care într-un fel mă identific este Franz Kafka. Franz Kafka a fost de felul acesta. El, fără să fie un om chiar închis într-un turn de Fildeș, pentru că așa ceva nu există, totuși a fost cel mai singur autor din câți cunosc eu, cel puțin, din întreaga lume. A fost cel mai singur, cel mai izolat, cel mai închis în sine și cel mai deschis către propria sa lume interioară. E ca și când el ar fi întruchipat ceea ce spunea Eminescu, însă ochiul închis afară, înăuntru se deșteaptă. Eminescu însuși al nostru a fost la fel. Pe el nu-l interesa să publice, nici n-a publicat, de fapt, nimic în viața sa. I s-a publicat un volum de versuri de către Maiorescu, dar el n-ar fi publicat, nu și-ar fi strâns poeziile ca să le publice într-un volum. Era un om complet insensibil la succesul social propriu-zis al scrisului lui. Este totuși ceva special, dacă nu ciudat, la dumneavoastră. Aveți înclinația asta spre izolare, da? Spre turnul de Fildeș, așa cum spuneam mai devreme, dar totuși, în urmă cu câteva luni, la Bogota, ați fost un rockstar. Da, ce s-a întâmplat acolo? S-a folosit această expresie. Am văzut acolo imagini, am citit cronici. Da, trebuie să o iau puțin mai din urmă. Și anume că eu am început și o foarte modestă carieră internațională încă din 93, cred eu, când mi s-a publicat prima carte în străinătate, a apărut Nostalgia în Franța. Și apoi cărțile mele au fost din ce în ce mai difuzate în străinătate. Ele într-un loc au prins mai bine, în alte locuri n-au prins, n-am avut aproape niciun fel de succes, hai să zicem așa, în Franța timp de 15 ani cât am publicat. După aceea s-au publicat în Germania, inițial fără succes, în Italia fără niciun succes, pentru ca acum vreo 7, 8, 10 ani lucrurile să se schimbe foarte tare. Și atunci am început să devin mai cunoscut. Am simțit că am sărit pe o treaptă mai sus în această spirală a notorietății, să-i spunem așa. Și de atunci încolo, întâmplarea a făcut ca inițial să am mult succes în Nord, în Suedia, în Germania, în Olanda, în țările acestea din Nordul Europei, pentru ca în cele din urmă, cum să spun,
punctul central și fierbinte al scrisului meu să se mute în sud, adică în Spania și în Italia. Mai ales în Spania, pentru că acolo am avut norocul să găsesc un editor ultra entuziast în privința scrisului meu, pe Enrique Redel, directorul editurii Impedimenta, care a făcut enorm pentru mine. Și, firește, traducătoarea mea, Mariano Ochoa de Eribe, care a luat la Filit premiul acesta pentru traducere, premiul pentru cea mai bună traducere a anului 2022. Această echipă m-a purtat foarte departe. Foarte departe. În 10 ani, Enrique mi-a publicat 12 volume, care toate au fost succese, în Spania și în America Latină. Așa că acum, în America Latină, aș spune eu că s-a mutat centrul de interes al scrisului meu. Oamenii sunt foarte entuziaști, foarte entuziaști în privința cărților mele, pe care le-au primit ca și când acestea ar fi fost cărțile pe care le-au așteptat ei de foarte multă vreme. Mi-au spus foarte mulți, și scriitori, și critici, și oameni din public, că au fost cărțile vieții lor, cărțile care le-au schimbat viața. Spuneați că cel mai mare omagiu pentru un scriitor este să vină cititorii cu cărțile făcute ferfeniță, citite și răcitite, subliniate. Ceea ce vi s-a întâmplat în Columbia. Păi știți, spre deosebire de un actor care primește aplauze la scenă deschisă și știe pe ce se bazează, știe dacă a avut, știe imediat, instantaneu, dacă are succes sau nu are succes, un scriitor nu are cum să afle acest lucru. În general, cititorii nu vin la el și spun mi-a plăcut cartea ta sau nu mi-a plăcut. Acum, fiindcă există rețelele sociale, se întâmplă mai des să găsești cititori obișnuiți care nu sunt personalități, nu sunt oameni de cultură și care să scrie pe peretele lor de Facebook, mi-a plăcut cartea asta. Vreau să vă spun că, într-adevăr, acesta este premiul cel mare pe care îl dorește orice scriitor. Să vină un om anonim, un om din public, un cititor și să spună, mi-a plăcut cartea ta. Acest lucru nu se întâmpla înainte, nu-ți întâlneai, nu-ți priveai ochi în ochi cititorii, acum se poate. Ce s-a întâmplat la sesiunea de autografe din Bogota? Eu am mai povestit acest lucru, într-adevăr a fost ceva destul de șocant pentru mine, pentru că în primul rând la Bogota e un uriaș târg de carte, foarte, foarte mare, și acolo lecturile se fac în amfiteatre foarte mari, de 500 de persoane, și încă din momentul lecturilor pe care le-am făcut și discuțiilor cu publicul, amfiteatrele au fost arhipline. Deci am avut la discuțiile mele cu Santiago Gamboa, cu scriitorul columbian, am avut peste 500 de oameni în audiență la fiecare dintre aceste lecturi. Iar apoi sesiunea de autografe se dădea afară, într-un spațiu foarte mare, în spațiul târgului. Și pentru ca oamenii să nu se înghesuie, se făceau culoare din acelea ca la aeroporturi. Ei, vreau să spun că oamenii aceștia, după ce am avut discuția, lectura și așa mai departe, au fost un spectacol destul de neliniștitor, ca să zic așa, pentru mine, pentru că s-au îngrămădit cu toții deodată. Eu dădeam autografe la o măsuță, au venit peste mine, ar trebui să vedeți filmele făcute acolo, au venit peste mine ca într-un fel de Beatlemania, încât nu mai puteam respira. Mă îngrămădeau, mă înghesuiau din toate părțile. Și pentru că erau, nu știu, câteva sute de oameni îngrămădiți acolo, au trebuit să vină forțele de ordine să ne încadreze pe soția mea și pe mine și să ne ducă în fugă prin această masă de oameni până la ieșirea din târg, adică vreo 400 de metri, în care am alergat, cred că de 10 ani nu mai fugisem deloc. La asta mă refeream când spuneam că în Columbia sunteți un rockstar. Domnule Cărtărescu, dacă într-o emisiune de televiziune sau într-o reuniune, moderatorul, gazda, spune: bună ziua, doamnelor și domnilor, îl avem alături de noi pe marele nostru, pe cel mai mare scriitor român în viață. Cum v-ați simți? Și vreau să îmi dați acest răspuns după o scurtă pauză de publicitate. Bună seara, ne-am întors, scenă deschisă, continuă.
Mircea Cărtărescu este în studio alături de noi. Înainte de pauză vă întrebam, de fapt vă lansăm o provocare, dacă moderatorul unei emisiuni de televiziune sau gazda unei reuniuni vă prezintă astfel. Îl avem alături de noi pe cel mai mare scriitor român în viață. Cum v-ați simți? Vedeți, în situațiile astea nici nu știi cum să reacționezi. Pentru că dacă taci... Omul este bine intenționat. Dacă accepți lucrul acesta, oamenii vor spune, iată, i s-a suit la cap, nu-i mai ajungi cu prăjina la nas, acceptă faptul că cineva îi spune că el e cel mai mare scriitor în viață, sau mai știu eu cum. Iar dacă reacționezi, iarăși nu iese bine, pentru că oamenii pot avea, nu mai zic cum se simte moderatorul respectiv, dar într-un fel oamenii pot avea sentimentul că de fapt ești, ai un fel de modestie ipocrită și că tu de fapt în sinea ta gândești lucrul acesta, dar nu vrei să-l spui public. În primul rând, eu nu gândesc lucrul acesta. Nu știu dacă sunt pe locul întâi, pe doi, pe trei, pe 100 sau pe 1000 între scriitorii români sau între scriitorii din toată lumea, și nu mă interesează acest lucru. Nu, Nichita Stănescu avea o vorbă, spunea, s-ar face clasamente în literatură, cel mai mare scriitor român ar fi Dinamo București. Și este așa, în sport se pot face clasamente, în literatură nu se pot face. Da, există o obsesie în lumea asta literară, în lumea artistică, a locului întâi, a celui mai bun? De ce căutăm cel mai bun scriitor, cel mai bun cântăresc, cel mai bun actor? Și există, nu cel mai bun tinichigiu sau cel mai bun faianțar? Există o obsesie acolo unde scriitorii, tinichigii, actorii și așa mai departe sunt puțini. Adică în enclave mici. În enclave mici și marginale. Dacă cultura română are obsesia celui mai mare, atunci ea se condamnă singură la marginalitate. Pentru că într-o cultură bogată nu există cel mai mare. Există cel mai mare în sensul tău, în sensul drumului tău. Fiecare este cel mai mare pe drumul lui. Însă nu poți compara mere, pere și portocale. Nu le poți compara propriu-zis. Nu există ceva care să dea întâietate și prioritate absolută. Ca în sport, acolo unde un sportiv, dacă sare 2 metri și 10, este mai bun decât unul care sare 2 metri și 9. În cultură și în literatură, aceste clasamente sunt absurde. Fără îndoială există, știu eu, ceea ce se numește valori absolute. În valori absolute, sigur că poți să spui că Shakespeare este mai bun decât, știu eu, Chaucer, să spunem, în cultura britanică. Dar aceste valori absolute, în primul rând, fluctuează ca toate valorile la bursă. Fluctuează la bursă. În fiecare secol, altcineva ți se pare mai bun. Deci valorile se pot răsturna foarte ușor. Ce un secol o zice, ceilalți o dezic, spune Eminescu. Și tot acest strat de subiectivitate nu poate fi în niciun fel înlăturat când vorbești de cultură. În cultură nu există cel mai bun. Există numai adevăr și neadevăr. Există scriitori adevărați și scriitori neadevărați. Scriitori cu talent și scriitori fără talent. Scriitorii, stăpâni pe ei înșiși și pe arta lor, și alții care sunt meșteșugari doar și nu scriitori înnăscuți. Mai există un soi de obsesie națională care a devenit în ultimii ani subiect de bășcălie, povestea asta cu Nobelul pentru literatură. Când se deschide discuția, vă mai enervează, vă mai amuză, vă lasă indiferent? Slavă Domnului, în ultima vreme nu mi s-a mai întâmplat nenorocirea, aș spune eu, care mi se întâmpla acum 5-6 ani, când pentru oameni încă era o noutate asta că eu aș putea fi primul român care ia cu adevărat premiul Nobel, dar apoi ideea asta s-a tocit și oamenii s-au blazat, așa încât pot să respir și eu ușurat în octombrie, în fiecare an. Nu m-a mai interpelat nimeni, n-a mai râs nimeni anul ăsta de mine, că uite, nici anul ăsta nu l-am luat, și așa mai departe. Iar pentru mine, it goes without saying, este o poveste care nu mă privește, nu e în puterea mea și deci nu am de ce să mă gândesc la ea. Eu sunt un stoic, știu că
unele lucruri vin când nu le aștepți și nu vin când le aștepți și așa mai departe. Poate și pentru că în România Nobelul are o notorietate mult mai mare decât, de pildă, premiul Phil pentru literatură în limbi romanice, pe care l-ați luat anul ăsta, în noiembrie, veți merge în Mexic, este un, da, unul dintre cele mai importante premii ale lumii literare, dintr-o selecție de 80 de scriitori internaționali. Mircea Cărtărescu va lua acest premiu anul acesta. Este al doilea român? Sunteți al doilea român care ia acest premiu? Premiul Nobel rămâne un etalon, adică nu vreau să îl diminuez, deși în ultima vreme nu sunt mulțumit de scriitorii care l-au luat. Dar el rămâne un etalon, rămâne un premiu foarte important la nivel mondial. Însă nu e singurul premiu. Pentru români el e singurul premiu internațional. Românii nu mai știu, poate doar premiul Medici sau mai știu premii din acestea foarte cunoscute, Booker Prize, dar există în lume. Numai în Franța se dau în fiecare an câteva mii de premii. Există în lume premii mari, premii medii, premii mici, premii de toate felurile. Există unele extraordinar de importante de care românii n-au auzit niciodată, cum a fost premiul Formentor, pe care l-am luat acum câțiva ani, sau premiul Thomas Mann, sau acest premiu Phil. Acest premiu este un premiu, aș spune eu, scandalos de bogat. Scandalos de bogat. Nu chiar ca premiul Nobel, dar nici foarte departe. Inclusiv material. Material, la asta mă refer. Germanii, acum au fost câteva articole despre melancolia mea care a apărut în Germania, toate au început așa. Mircea Cărtărescu a luat colosala sumă de puncte, nu vreau să spunem aici. Cum ați primit vestea? Că ați scris la un moment dat pe Facebook... Da. Că primesc un telefon. Sunt în aeroport și primesc un telefon. Firește că eu știam ce înseamnă acest premiu dincolo de suma respectivă. Și anume de cât prestigiu are. Ceea ce nu spune multe lucruri publicului nostru. Dar acest premiu a fost luat din 1990, cred, a început, de cei mai mari scriitori din America Latină, din Spania, din Italia, din Franța. Și s-a dat de două ori și pentru un scriitor român. Odată l-a luat acum 6 ani Norman Manea și acum l-am luat și eu. Iar pe lista aceasta sunt realmente scriitori colosali. Scriitori colosali. Aș spune că ea concurează oricând cu lista premiului Nobel sau cu orice listă a unor mari premii. Pentru că un premiu nu e ca la tenis, un premiu literar, unde contează numai suma pe care ai primit-o. Contează lista scriitorilor care l-au luat. Deci tu te uiți pe listă ca să vezi prestigiul premiului, te uiți pe listă și vezi cine l-a mai luat. Dacă l-a mai luat, știu eu, Borges, sau dacă l-a luat, știu eu, Vargas Llosa, sau dacă l-a luat Marquez, păi este un vis să-l iei și tu. Este un vis, este ceva aproape imposibil de realizat să-l iei și tu. Un astfel de premiu este premiul Phil. Nu uitați răspunsul la întrebare. Cum ați primit vestea? Am povestit asta chiar. Ați scris o postare pe Facebook, la un moment dat, da. Sunt în aeroport în Bilbao, exact, și eram, sună telefonul. Eram în Bilbao pentru că mă întorceam de la Santander, unde m-a făcuseră doctor honoris causa la facultate. Și așteptam acolo să schimb. Eram într-o conexiune, să schimb avionul către București. Și era noaptea, miez de noapte. Și sună telefonul și cineva îmi vorbește în franțuzește. Eu știu franceză, înțeleg franceză, dar nu prea vorbesc, n-am practică. Și am schimbat câteva vorbe, n-am înțeles despre ce e vorba. Și imediat a intervenit cineva în engleză și am discutat și mi-a spus că este directorul festivalului de la Guadalajara, care este cel mai mare din lumea latinoamericană. Și mi-a spus că am luat acest premiu și m-a întrebat dacă pot fi de față când se acordă premiul acum în noiembrie. Și am spus că pot veni, așa încât premiul a rămas la mine. Criteriu este să fii prezent acolo. Da. Vă dați seama, eram pe aeroport, eram cu valizele, eram complet nepregătit pentru această veste.
Bineînțeles că am fost foarte bucuros, bineînțeles, pentru că știam ce înseamnă acest premiu. Fusesem de față când l-a luat Emmanuel Carrère cu 5 ani în urmă și am văzut ce însemna acest premiu. Am văzut lumea uriașă adunată într-o sală de 1000 de locuri sau 1500 de locuri și care îi cuprindea pe notabilitățile Mexicului, pe primarul Guadalajarei, pe șefii festivalului și așa mai departe. Adică era, dincolo de lumea literară, era o lume întreagă acolo. Și știam la ce să mă aștept. De pe aeroportul din Bilbao, aș vrea să ne ducem pe un alt aeroport și puțin în timp, în urmă, în 1990, aeroportul JFK din New York. Sunteți acolo, lângă niște valize mari, nu? Fără roți. Uriașe. În fața unei decizii de viață importante. Da, mi-aduc aminte. A fost primul meu drum în străinătate, în 90, la sfârșitul lui 90, am avut o bursă la Iowa City, o bursă International Writers Program. Și am stat 3 luni acolo, am umblat prin toată America, am cunoscut oameni care mi-au devenit ulterior prieteni foarte dragi, pe Vladimir Tismăneanu, pe Dorin Tudoran, foarte mulți. În 90 ați văzut America. Da. Și v-a fascinat. Firește, păi veneam din lagărul comunist. Și v-ați întrebat, da, eu unde plec acum? Da, am avut un șoc cultural. Am avut un șoc cultural nimerind direct în New York, din Bucureștiul ruinat, distrus, înfometat, înfrigurat și așa mai departe, care abia trecuse prin Revoluție. Și când am plecat, firește că mi-am pus întrebarea ce să fac acum. Mă întorc sau nu mă mai întorc? Și fiind foarte nehotărât, aveam unde să rămân, aveam și o slujbă, mi se propusese o slujbă și am scos un coin din acesta de 25 de cenți și am dat cu banul și banul a căzut pe partea românească și am suit în avion. Prin urmare, așa a fost să fie. Așa a fost să fie, nu știu dacă cineva a ghidat banul acesta în timp ce se răsucea în aer, dar știu că nu aș putea fi mai mulțumit de această decizie. Știu că era ceea ce trebuia să se întâmple și am fost foarte fericit apoi să știu că am rămas în România, că nu m-am pierdut în imensitatea Statelor Unite. Probabil că n-aș mai fi fost scriitorul de acum, probabil că ar fi trebuit să îmi câștig existența, să-mi schimb felul de viață, să învăț o limbă pe care o știam destul de aproximativ și să devin altcineva. Există o poveste a lui Henry James în care un personaj stă în fața unei uși, se gândește dacă să o deschidă sau să nu o deschidă. Iar peste 20 de ani se întâlnesc două persoane. Unul care deschisese ușa și celălalt care decisese să nu deschidă ușa. Erau două persoane total diferite, care nu mai aveau nimic de a face unul cu celălalt. Deci a fost o decizie fericită pe care n-am luat-o eu, ci a luat-o hazardul, aș spune. Niciodată n-am regretat-o. Dacă hazardul nu v-ar fi pus în România și v-ar fi pus într-o cultură mare, unde erați astăzi? Într-o cultură mare te rătăcești. Ăsta este primul lucru care trebuie spus. Într-o cultură mare ești unul dintre foarte mulți. La un moment dat m-am dus să-l caut pe Matei Călinescu, care era idolul meu. Un mare profesor care plecase, emigrase în Statele Unite și trăia în Bloomington, Indiana. Și m-am dus în campusul universității din Bloomington, întrebând oamenii, m-am dus și îi întrebam pe profesori, unde îl găsesc pe domnul Matei Călinescu? Nu știa nimeni despre el, în tot campusul. Am nimerit până la urmă în biroul lui, pe care îl împărțea cu încă vreo 4 inși, la nu știu ce etaj al unei clădiri, total anonim. Nici cei din clădire nu știau unde este biroul lui. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă să iei lumea mare în piept.
așa cum au făcut-o Mircea Eliade, Toma Pavel, Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, atâtea personalități ale noastre care au mers în America având un succes relativ, aș spune eu, având un succes relativ, ca și Andrei Codrescu, poetul de origine română. În America te pierzi. Noi știm câteva mari personalități, un pumn de oameni, dar sunt sute de mii de oameni. Numai în New York sunt 1 milion de pictori. Deci este o lume colosală în care șansele tale scad, paradoxal, extraordinar de mult. Suntem pe finalul discuției și trebuie să vă întreb lucrul ăsta. Evident, v-ați retras în ultima vreme, ați lucrat la roman, ați fost mai puțin activ pe scena publică, cum se spune, însă se întâmplă tot felul de lucruri în vecinătatea noastră, în viața noastră. V-a afectat războiul, agresiunea Rusiei în Ucraina? Ce se întâmplă lângă noi? Trăim într-o epocă extrem de ciudată. Extrem de ciudată, eu n-am mai trăit așa ceva, începând de la pandemie și tot ce a urmat după aceea, deci în ultimii 3-4 ani, eu simt că întreaga lume s-a schimbat cu desăvârșire și simt că nu mai înțeleg. Simt că nu mai înțeleg. În parte, probabil, lucrul ăsta mi se datorează mie, personal, pentru că și noi ne schimbăm, nu numai lumea. Dar în mare parte lumea cu adevărat s-a schimbat. Noi trăim, tehnologic vorbim, trăim o revoluție, suntem în mijlocul ei și de asta poate nu ne dăm seama de cât de schimbată e lumea față de acum 10 ani, tehnologic vorbind, cu toate aceste rețele de socializare, toate aceste modificări extraordinare ale psihologiei noastre a tuturor. Și apoi a venit pandemia care a schimbat iarăși toate lucrurile și ne-a reamintit că suntem doar o singură lume. Suntem cu adevărat globalizați. Nu mai există boli locale. Bolile sunt ale tuturor. Suntem un singur popor, suntem o singură națiune uriașă care acoperă întregul glob, în ciuda acestor granițe. Iar apoi a venit Putin care ne-a reamintit că există granițe. Ne-a reamintit într-un mod brutal, într-un mod barbar, într-un mod intolerabil pentru secolul în care trăim, pentru lumea în care trăim, slujindu-se numai de forța pumnului, ne-a reamintit că există granițe, ne-a reamintit că există prejudecăți, ne-a reamintit că există brutalitate și violență în lume. Acest lucru nu trebuie să fie uitat niciodată și nu trebuie să îi se ierte. Dumneavoastră puteți urâ? Eu nu sunt un om care urăște. Nu sunt un om care urăște, sunt un om care iubește foarte mult. Slavă Domnului, sunt foarte bucuros de asta, pentru că se spune uneori că iadul este... iadul înseamnă a nu putea iubi. Nu am urât niciodată pe cineva, cred eu, nici măcar pe Putin nu-l urăsc. Dar eu cred că... Mi-ați ghicit întrebarea. Da. Dar eu cred că trebuie să facem deosebirea între subiectivitatea sentimentelor noastre și necesitatea rațională ca oamenii să trăiască mai departe, ca să avem un destin comun mai departe, ca oamenii tineri să se bucure și ei de viață așa cum ne-am bucurat noi. Așa încât necesitatea de a schimba lucrurile nu cred eu că trebuie să vină din sentimente violente. Ele însele agresive și autoagresive, pentru că ura se îndreaptă împotriva ta întotdeauna, ci din nevoia de schimbare, nevoia de pozitivitate, nevoia de privire, de privire calmă și liniștită asupra lucrurilor. E de necrezut câtă ură am stârnit fără să mișc un deget, stând la masa de scris și scriind, spuneați la un moment dat. Ați descoperit antidotul împotriva urii? Antidotul meu este să scriu mai departe. Nu, n-am găsit altul. Nu am răspuns niciodată, știu eu, criticilor și mai curând injuriilor, aș spune, care mi s-au adus de-a lungul timpului. Cred că niciun scriitor român, poate cu excepția lui Arghezi, nu a avut mai multe cronici negative decât am avut eu. În general, criticii se feresc de cronici negative. Cele mai multe sunt super pozitive.
foarte puțin, 3-4 scriitori au parte de cronici negative și mai ales din motive personale. La mine au fost cam jumătate-jumătate, pozitive și negative, ceea ce este pentru mine un prilej de meditație și uneori chiar și de mândrie. Însă nu am răspuns niciodată la aceste cronici sau foarte rar în momente de mare iritare, ci am continuat să scriu. Ăsta e răspunsul meu. Nu v-a plăcut această carte? Poate vă place cartea următoare. Pozitive sau negative, probabil vor fi foarte multe cronici în toamna, iarna aceasta, după apariția romanului Teodoros. Îl găsiți în librării în câteva zile, doamnelor și domnilor. Domnule Cărtărescu, mulțumesc mult pentru această discuție. Seară bună, ne revedem, cele bune!